episod 38 cu 8. Cuvântul Domnului spune în felul următor. A făcut ligianul de aramă cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Amen. În pasajul pe care l-am citit, din cuvântul Dumnezeu, aflăm că o parte din mobilierul de la cortul întâlnirii și, bineînțeles, apoi și de la templu, era un ligian de aramă care a fost construit din oglinzile femeilor. Dar pentru cei ce nu înțeleg un astfel de pasaj biblic, trebuie să vă spun că în antichitate oglinzile nu arătau cum arată oglinda de astăzi. În antichitate oglinda era o placă de aur șlefuită foarte bine și te uitai pe placa aceasta subțire, sau o placă de argint bine șlefuită până îți vedeai chipul în ea, ori o placă de aramă foarte șlefuită. Și se vede că femeile acestea, despre care vorbește Scriptura, din Israel, și-au dat oglinzile să fie topite și din aceste oglinzi topite s-a turnat ligianul de aramă, un mobilier foarte important, pentru că orice preot și marele preot, înainte să intre în templu, înainte să intre în cortul întâlnirii, trebuia să treacă pe acest ligian, să se spele în apa din el pe mâini și pe picioare, pentru că dacă nu se vârșeau actul acesta, Domnul îi lovea cu moartea, nu îi lăsa să intre fie în cortul întâlnirii, fie în templu. Prin urmare, femeile au făcut un lucru extraordinar, după cum vom vedea pe parcursul mesajului, și vreau să încurajez astăzi partea feminină să se implice în lucrul Domnului și în biserică și în familie mai mult, pentru că nu este parte pe care am putea o face și nu este lucru pe care îl avem să nu fie însemnat în ochii lui Dumnezeu. Un lucru care îl pui în mâna lui Dumnezeu, aș vrea să notați aceasta, devine un instrument al puterii lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă spre exemplificare la acest pasaj biblic. În Exod, capitolul 4, versetele 2 la 4, cuvântul Domnului este acesta când Dumnezeu stă de vorbă cu Moise. Și spune lui Moise să se ducă să scoată pe Israel din robia egipteană. Și Domnul îi spune, Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, ce? Un toial. Atât avea Moise. Versetul mai departe. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Următorul. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Deci ce ai în mână? Un toiag. Și a spus Domnul, cu toiagul acesta te duci și scoți pe Israel din robia egipteană. Pentru că uitați ce se întâmplă în versetul 20 din același pasaj, din Exod 4. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Moise și-a luat nevasta și copiii. I-a pus călări pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână, citiți dumneavoastră mai departe. Și-a luat în mână. Nu mai este toiagul lui Moise. Nu mai este toiagul lui Moise. Odată ce ai predat un lucru în mâna lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Dumnezeu scoate șarpele din el și după ce a scos șarpele din el și din tine care erai rău, Dumnezeu te face un instrument al puterii lui. Aleluia. Și cu acel instrument al puterii lui, Dumnezeu este în stare să bată un imperiu. De aceea spune, a luat în mână nu toiagul lui Moise, a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. A scos șarpele din toiag și acum toiagul acesta a devenit o armă în mâna lui Moise, o armă în mâna lui Dumnezeu. Cu acest toiag a despicat marea și cu acest toiag, când l-a ridicat, a putut să nimicească armata egipteană. Oglinda în Vechiul Testament are multe semnificații. De exemplu, este reflexie a creației divine. Ori, ce vrea să spun aceasta? Că Dumnezeu vrea să fie reflectat prin noi.
bunătatea Lui, natura Lui dumnezeiască, cum spune Sfântul Apostol Petru în 2 Petru 1:4. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot ce privește evlavia și spune ca prin aceasta să ne facem părtași naturii dumnezeiești. Când Dumnezeu te naște din nou, nu mai ești omul acela vechi. Așa cum ați auzit aici și s-a vorbit, care îți băteai soția sau îți blestemai soțul sau îți blestemai copiii, ești un om nou. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. Lucrurile vechi s-au dus, spune Sfântul Apostol Pavel, iată că toate sunt noi. Oglinda trebuie să reflecte. Și oglinda în Biblie are această semnificație de reflectare a gloriei lui Dumnezeu, a chipului lui Dumnezeu în lume. Pe de altă parte, oglinda are rolul de a prezenta autenticitate. Proverbe 27:19, cuvântul Domnului spune: cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Când te uiți în oglindă, nu poți arăta mai macho decât ești. Arăți exact așa cum ești, nu? Oglinda este reprezentativă în Scriptură pentru autenticitate. Apoi este reprezentativă pentru asemănare. 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Este asemănare. Ascultând de Domnul, lucrând cu Dumnezeu, fiind eliberați de sub influența celui rău, noi trebuie să ne asemănăm cu El. Și apoi, de asemenea, oglinda reprezintă în Scriptură adevărul. În Iacob 1:22-25, un pasaj pe care îl cunoașteți: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Am citit o istorie a unui businessman american care a primit în vizită niște musafiri din Germania. Și omul acesta, businessmanul acesta, este mărturia soției lui, omul acesta a ajuns așa businessman sau om bogat peste noapte. Și a ajuns bogat, a ajuns mare în termenii banilor, dar nu s-a emancipat. Însă el se credea că este mare boss, acum știa toate lucrurile. Și fiindcă a venit un musafir bogat din Germania, ce s-a gândit? L-a dus să vadă un muzeu în Statele Unite. Dar când s-au dus la muzeu, nu s-a putut opri din comentarii. Știți noastră că sunt oameni care știu toată arta, știu să-ți explice culorile, toate lucrurile, cum s-a pictat, de ce s-a pictat. Așa că imediat ce au intrat în muzeu au zis: ia uitați-vă la tabloul acesta. Este faimos, dar este nereușit. Soția lui l-a cotit, dar el nu s-a oprit. Zice, uite, culorile nu sunt prea bine amestecate. Expresia nu este cea mai bună. Și el și-a uitat ochelarii acasă, știți? De aceea, când s-a uitat în tabloul acela, a comentat după snobismul lui. Soția iară l-a cotit și a spus: lasă-mă, dragă, că trebuie să-i explic ce înseamnă arta. La care soția a zis: dragă, tu nu vezi că te uiți în oglindă? S-a văzut pe el și a crezut că vede altceva. Oglinda reflectă adevărul. Exact cum suntem. Și apoi ne întoarcem înapoi la subiectul nostru, textul nostru. În Israel, femeile au trebuit să renunțe la oglindă, care era gloria lor. Orice femeie se uită în oglindă. Nu este păcat să nu creadă cineva că este păcat. Este păcat să nu te uiți în oglindă și să umbli prin casă neîngrijită sau neîngrijit și să vii la casa Domnului neîngrijită sau neîngrijit, ori în societatea să te duci neîngrijit gândind că așa i-ai făcut un serviciu Domnului arătându-i cât de
sfânt ai ajuns, sau cât de sfânt ai ajuns. Nu. Femeia are nevoie de oglindă și oglinda este gloria femeii. Dar în Israel a fost un moment în care femeia a renunțat la oglindă. De aceea, în această seară, mesajul care mă voi adresa dumneavoastră se intitulează Femei și oglinzi. Femei și oglinzi. Voi vorbi cu precădere părții feminine, însă, fiind cuvântul lui Dumnezeu, mesajul meu va atinge toată suflarea, toată biserica. Ne vom uita la trei adevăruri care rezultă din textul pe care l-am citit și din lucrarea acestor femei, din ce s-a întâmplat și ce se poate întâmpla astăzi, după ce vom merge acasă. Ce se întâmplă în casele noastre, ce se întâmplă în societate. În primul rând, haideți să urmărim împreună sacrificiul femeilor. Femeile au făcut un mare sacrificiu să-și dea oglinzile. Un mare sacrificiu. Dar înainte de a vedea cât de mare a fost sacrificiul lor, haideți să ne uităm în Biblie la câteva lucruri despre ceea ce semnifică femeia în Scriptură. Femeia în Scriptură este folosită ca un termen ilustrativ pentru foarte multe lucruri, pe lângă faptul că este femeie. În primul rând, este în Scriptură ajutorul potrivit pentru bărbat, Geneza 2:18. Să facem un ajutor potrivit pentru femeie. Aș vrea să mă adresez bărbaților ca să înțeleagă ce este ajutor potrivit. Ajutor potrivit nu însemnează că cineva este inferior ție. Nu. Ajutor potrivit însemnează că cea de lângă tine, în cazul de față, soția, este egală cu tine și capabilă să te ajute în lucrurile în care tu nu te descurci. Pentru că de aceea ți-o dat ajutor potrivit. Bărbații nu se pot descurca în toate lucrurile. Oricât de mândri și de bătăioși ar fi ei, au nevoie de taciul acela, de atingere aceea feminină. Uitați-vă că acesta este adevărul în Sfânta Scriptură, la unul dintre cele mai cunoscute pasaje biblice, Psalmul 46 cu versetul 1. Și veți înțelege ce însemnează ajutor potrivit. Cuvântul Domnului spune: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ce? Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu e ajutorul nostru? Că e ajutorul tău? Cu niciun chip Dumnezeu nu este inferior nouă, nu? Ajutor însemnează să poată să facă ce nu faci tu. Ce nu ești tu capabil să faci, să rezolvi. Femeia este ajutorul potrivit, pentru că poate să facă ce nu pot face eu, soția mea. Poate să facă ce nu poți face tu, soția ta. Apoi, în Biblie, femeia este fiți atenți acum, instrumentul prin care a intrat răul în lume. Nu sună bine, așa? Dar este adevărat. Geneza 3:1-6 și 1 Timotei 2:14. Păcatul a intrat în lume întâia dată prin femeie, Eva. Atunci când a poftit, fructul oprit, și odată ce a mâncat din el și apoi a dat și soțului, a intrat păcatul și răul în lume. Dar când un bărbat necredincios și mulți credincioși, când aud lucrul acesta, imediat le crește inima. Atunci le punem la punct pe femei, dacă au intrat răul prin el. Să nu ne grăbim. De ce? Pentru că dacă este instrumentul prin care a intrat răul în omenire, este și instrumentul binecuvântat prin care a intrat mântuirea în omenire. Puneți acolo pe ecran textul acesta din 1 Timotei 2:15 și să vedem cum îl explicăm pasajul acesta biblic. 1 Timotei 2:15. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Ați citit pasajul acesta. V-ați gândit vreodată ce însemnează pasajul acesta? Unii s-au gândit superficial și n-au dat atenție, cum vă spuneam dimineața, la citire și au crezut că mântuirea este prin naștere de fii. Cu cât mai mulți copii ai, ești sigur și ești sigură de mântuire. Să fie lucrul acesta drept?
Eu vă spun că nu este drept și vă spun de la bun început, femeia niciodată n-a fost, nu este și nu va fi mântuită prin naștere de fii. Punct. Îl contrazic pe Pavel? Nu. Și vreau să înțelegem ce spune Apostolul Pavel. Ca să înțelegem ce spune Apostolul Pavel, vă pun câteva întrebări. Suntem la conferință de familie. Femeile creștine nasc copii? Da. Dar femeile necreștine nu nasc copii? Atunci și ele sunt mântuite. Dar vă pun o întrebare mai grea. Pentru că suntem la conferință, pot să pun. Curvele nu nasc copii? Bă, da. Atunci și ele sunt mântuite. Se nasc copii din viol? Se nasc copii din incest? Se nasc copii prin fecundare în vitro, o neprobetă? Și acum mai nou, se pot naște copii prin clonare. Adică se ia o celulă din piele, de oriunde din corpul omenesc. Se ia o celulă, două celule se iau. Și ca să înțelegem ce este clonarea și să vă spun ceva ce se întâmplă în Statele Unite la ora aceasta. Una din cele două celule, pentru că celula este mare și la microscop se poate vedea, una din cele două celule cu un ac de siringă foarte, foarte fin este injectată și nucleul din mijlocul ei este absorbit. Este adormit întâi ca să nu reacționeze. După ce este absorbit nucleul din ea, se ia nucleul și din cealaltă celulă și din prima din care a fost luat nucleul este injectat nucleul celeilalte celule. Când celula se trezește, ea are memoria ei și are felul ei de a fi, așa a făcut-o Dumnezeu. Când celula se trezește, ea are impresia că s-a produs o fecundare. Și imediat începe să se comporte ca și un embrion în pântecele mamei. Începe să se divizeze în gastrulă, în morulă, ca să se ducă spre embrion. Și când ajunge la o divizare mai mare, celula aceea este implantată în pântecele unei femei surogat și se naște un om care este copie identică a acelui din care a fost luat celula. Asta este clonarea. De exemplu, la ora actuală, în Statele Unite, este un caz la Curtea Supremă care sună în felul următor. Este această familie de foarte influentă din Statele Unite, businessmen, soț, soție, au o singură fică. A murit doamna, mama, și fiica a rămas cu tata. La 29 de ani a murit și tata. Rămânând mai multă vreme cu tata, s-au alipit așa de olaltă, pentru că au fost mângâiere unul pentru celălalt, ca și tată și fică. Și au ținut foarte mult unul la celălalt. Când i-a murit tata și era pe punctul să moară, fata aceasta a cerut doctorilor să ia piele din tatăl ei până nu a fost mort. Pentru că e mai ușor așa. A luat piele, o porțiune de piele din tatăl ei și imediat a pus bucățica aceasta de piele într-un container pe care l-au pus în nitrogen. Nitrogenul îngheață la clipeala ochiului și îngheață fără să facă cristale de gheață. Când îngheață normal, se fac cristale și cristalele acestea împing și zdrobesc celula. De aia nu mai poate să fie folosite. În nitrogen îngheață dintr-o dată și îngheață fără cristale de gheață. Și a pus containerul acesta într-o bancă specială la îngheț cu nitrogen și a cerut Curții Supreme, pentru că Curtea Normală a refuzat-o, Curtea de Apel a refuzat-o și acum este la Curtea Supremă cazul ei și cere așa, să-l cloneze pe tatăl ei și să-l pună în pântecele ei ca să-l nască încă o dată pe tatăl ei. Lumea a dat în nebunie. Asta înseamnă să te amesteci în treburile lui Dumnezeu. Aici este societatea contemporană. Deci să nască oameni și prin clonare. Deci dacă Biblia zice acolo prin Apostolul Pavel, totuși femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Sunt atâtea feluri de naștere. Și cei care nu cunosc Dumnezeu nasc, și păgânii nasc. Apostolul Pavel nu vrea să spună lucrul acesta că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Ci Apostolul Pavel vrea să spună următorul lucru. Dacă păcatul în lume a intrat prin femeie și a intrat prin Eva, oricine trebuie să știe următorul lucru. Mântuirea a intrat în lume tot prin femeie. Cum?
prin procesul nașterii de fii, proces în care s-a născut în lume sămânța femeii, Iisus Hristos. Ați înțeles? Deci, prin procesul nașterii de fii, proces în care s-a născut sămânța femeii, nu a bărbatului, sămânța femeii, Iisus Hristos. De aceea, femeia este instrumentul prin care a intrat și mântuirea în lume. Are un rol important în gândirea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știți foarte bine că femeia este primul purtător de cuvânt al mesajului învierii din morți, a Domnului Iisus Hristos. Cine a fost cel care a dus mesajul prima dată? Maria Magdalena. Femeia, pe de altă parte, este un simbol pentru Israel, Ieremia 6:2, Isaia 54:6. Este simbol pentru biserică, Psalmul 45:9, Galaten 4:26. Este și simbolul apostaziei, Apocalipsa 17:4. Este simbolul credincioșului înțelept, pilda celor 10 fecioare, Matei 25:1-2. Femeia este simbolul respectului în familie, Proverbe 31. Pe de altă parte, femeia este partea din familie care este înclinată spre podoabe, bijuterii. Isaia 32:9-12, Proverbe 31:22. Isaia 3:16. Dar o să mă întrebați, e voie să poarte femeile bijuterii? Nu știu, ce răspundeți dumneavoastră? Este voie să poarte bijuterii. Deci nu vă dezleg eu. Sfânta Scriptură spune că este voie femeile să poarte bijuterii, femeile credincioase. În 1 Petru 3:6, cuvântul Domnului spune următorul lucru și aș vrea să vă explic ce spune și acolo. De aceea trebuie să dăm atenție la detaliu. Zice Sfântul Apostol Petru că Sara își numea pe soțul ei cum? Domnul meu. Și apoi în versetul 6 spune următorul lucru. Voi să fiți ca Sara. Căci dacă ați făcut așa, fiicele ei v-ați făcut voi. Dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Eu vă pun o întrebare. Cum credeți că a fost îmbrăcată Sara? Cum credeți că a fost îmbrăcată Sara? Dacă atunci când a trimis să o pețească Isaac pe Rebeca, ce i-a trimis? Verigi de aur, bijuterii de aur, lanțuri și la picioare i-a pus. Biblia nu interzice, să spun, Dumnezeu nu este ipocrit. Dumnezeu folosește aurul ca asfalt în împărăția lui, străzile vor fi de aur. Și Dumnezeu nu este ipocrit ca cineva să n-aibă aur. Nu pentru că l-am eu, pețește, nu. Dar Dumnezeu este împotriva preocupării numai pentru bijuterii și să uiți să te preocupi de inimă. Asta o interzice. De aceea când Biblia spune nu cu scule de aur, Sfântul Apostol Petru spune, dacă vreți să vă câștigați bărbații, câștigați-i prin comportamentul vostru, nu prin ornamentul exterior. Câștigați-i cu credința voastră, cu sufletul vostru bun, cu inima voastră bună, căci lucrul acesta place lui Dumnezeu. Și pe de altă parte, femeia în Scriptură este gloria bărbatului și simbolul purității sfințeniei. Dacă ne întoarcem la ce am spus, femei și oglinzi. Femeile au făcut un sacrificiu foarte mare dându-și oglinzile. Foarte mare. Și anume, ce au făcut ele? Primul lucru pe care trebuie să-l vedem este sacrificiul femeilor. Sacrificiul lor constă în două lucruri. Primul, ele au renunțat la gloria lor. Au renunțat la gloria lor. Pentru că oglinda este gloria femeii. Felul în care se curățește, se aranjează, se pregătește pentru soțul ei, pentru societate, pentru biserică. Nu cred că ne-ar sta bine să venim oricum la casa Domnului. Și nu cred că stă bine nimănui în casă să umble nespălat, să umble nearanjat, să umble oricum. Nu mai trăim într-o societate de felul acesta. Și Biblia nu onorează dezordinea și nu onorează mizeria. Biblia onorează civilizația, transformarea și o gândire sănătoasă. Dar femeile au renunțat la gloria lor. Prin aceasta vrând să spună următorul lucru. Și ascultați-mă bine. Haideți să o luăm întâi cu noi, cu păstori, ca să nu credeți că avem ceva de lucru cu muzicieni acum. Cu noi, păstori. Dacă ai predicat bine, dacă am predicat bine, întrebarea este aceasta.
Cine se onorează prin predica mea? Cine se onorează? Dacă nu se onorează Domnul, am predicat degeaba. Am predicat degeaba. Mare predicator Charles Spurgeon, secolul al XIX-lea, spune că într-una din zile a ținut o predică foarte bună, foarte puternică și a venit un tânăr și a spus: domnule pastor, domnule pastor, am vrut să fiu primul care să vin să vă felicit și să vă spun că așa predică n-am auzit niciodată. Și Spurgeon ne-a spus: ești al doilea. Păi cum zice, că n-am venit nimeni al noastră? Și a fost diavolul primul. În slujirea noastră, trebuie să se onoreze Domnul. Femeile au renunțat la gloria lor. Noi nu căutăm gloria noastră. Dacă ai cântat, de ce ai cântat? Să se vadă cât ce voce bună ai sau cât de grozavă ești la instrument? Nu! Dacă ai făcut lucrul acesta, n-ai făcut o lucrare pentru Domnul. Din orice facem, trebuie să fie glorificat Dumnezeu. Să fie onorat Dumnezeu. Pentru muzicieni. Știți, evreii au avut niște obiceiuri foarte bune. Că de multe ori sunt probleme în biserică cu muzicieni. Și atunci evreii au rezolvat foarte repede problema cu muzicienii. Ei sunt prietenii mei, de-aia vorbesc așa. Și știți ce făceau? Când mergeau la război, pe ei puneau în frunte. Nu-i așa? Nu de aia, nu? Dacă te-ai rugat însoțit de Ungerea Sfântă, cine a fost glorificat? Cine a fost onorat? Deci puneți această întrebare. Pentru că ce se întâmplă aici cu femeile acestea, lucrarea lor, este lucrarea care trebuie să ne vorbească nouă. Au renunțat la gloria lor. Talentul tău, pe cine onorează? Chemarea ta, pe cine onorează? Dacă ai făcut o donație mare, pe cine onorează? Dacă ai îmbrăcat niște săraci, pe cine onorează? Femeile au renunțat la gloria lor pentru că au vrut și ele ca prin această slujire mică de la templu să fie onorat Dumnezeul lui Israel. Să fie onorat Dumnezeul, Mântuitorul lor care i-a scos din robia egipteană. Aceasta este întrebarea. Al cui chip se reflectă în slujirea noastră? Al cui chip? Și apoi, pe de altă parte, în sacrificiul lor, femeile au renunțat la sine. Deci, nu numai la gloria lor, au renunțat la sine. Pentru că renunțând la oglindă, au renunțat la ele. Și aceasta este marea lucrare creștină. În familie, soția trebuie să renunțe la sine pentru soț și pentru copii. Soțul trebuie să renunțe la sine pentru soție și pentru copii. Vreau să vă spun că am foarte multe evenimente în perioada aceasta de timp acasă, acolo în California. Și soția mea avea nevoie de mine, cum se spune, ca de apă și ca de aer. Dar a trebuit să renunțe și să-mi spună: du-te, dragă, pentru că acolo sunt frați și surori, sunt oameni mulți care așteaptă un cuvânt de la Domnul: du-te. Încerc să mă descurc fără de tine. Trebuie să renunți. Dacă nu renunți la tine, n-ai o familie binecuvântată. Dacă nu te dedici soțului, dacă nu te dedici soției, dacă nu te dedici copiilor, nu mergi departe cu familie. Dacă nu renunțăm la noi, biserica nu merge departe. Vreau să vă spun un secret. Știți de ce ne pleacă mulți din biserici? Știți de ce? Vă spun eu care e secretul. Pentru că nu se văd. Dacă nu le place cum cânt, mă duc. Dacă nu le place cum predic, mă duc. Și să plimbă, și să plimbă, și să plimbă pentru că nu se văd. Noi nu suntem aici să ne vedem. Cine suntem noi? Suntem aici să dăm glorie Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așa trebuie să privim lucrarea lui Dumnezeu.
Renunți la gloria ta, la slava ta? Da, este plăcut să spui unui păstor, a fost bună predica, m-a zis, este bun să spui fraților care cântă, m-a zidit cântarea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu este o laudă de sine, este o încurajare, pentru că sunt destui care ne descurajează. Să nu credeți dumneavoastră că toată lumea vine și ne bate pe umăr, nu. Că sunt oameni care vin la biserică, dar vin degeaba. Ei deja știu toate lucrurile. Ei știu toate lucrurile. Orice îi înveți, ei știu. Au răspuns la toate problemele. Este ca și în această fabulă cu Esop. Când eram copil, era o carte, Esopia, îi spunea. Esop a fost un fabulist în lumea antică, se spune că pe la curtea regelui Xerxes. Ahasveros din Biblie. Și spune că într-o zi, Xerxes și-a trimis slujitorului să mai cumpere niște sclavi. Și cineva l-a avut sclav pe Esop. Esop era un om scund și mai mult rotund decât înalt. Urât la față, cu vărsat așa, ciupit. L-a dus să-l vândă și pe Esop. Și l-a pus între doi alți sclavi, dar musculoși, bine făcuți, înalți. Adică a venit un cumpărător de la curtea regiului Xerxes și s-a uitat la cei trei care au pus în rând, s-a uitat la primul sclav bine făcut, la i-a pipăit mușchii, s-a uitat la dantură. Când a trecut pe lângă Esop, nici nu s-a uitat la el, s-a dus direct la celălalt. Apoi iar s-a dus la primul și l-a întrebat, tu ce meserie știi? Și istoria spune că ar fi răspuns, eu le știu toate meseriile. S-a dus la celălalt, bine, sclav, și a zis, și tu ce meserie știi? Și eu știu toate meseriile. Apoi s-a oprit în dreptul Esop și a zis, băi, urâtule, dar tu ce meserie știi? La care Esop ar fi răspuns, eu nu știu niciuna. Păi cum mă, și urât, și așa cum ești, și nu știi nimic? Păi zice, nu mi-a mai rămas nimic de învățat, că ăștia doi l-au învățat pe toate. Și l-a cumpărat, bineînțeles, și la curtea regiului Xerxes, Esop a ajuns un nume celebru și astăzi el este pomenit în antichitate, mai ales prin fabulele lui. Celebritate. Dar celebritatea nu trebuie să ne facă să fim oameni mari în biserică, oameni mari în familie, oameni mari în societate. Nu. Dacă purtăm în noi chipul lui Hristos, aceasta trebuie să se reflecte. Când cineva se uită la tine și la mine, trebuie să înțeleagă. Omul acesta este mântuit. Este al lui Dumnezeu. Cred că am spus în București la biserică, dar vă spun și dumneavoastră, am un prieten în America, am mai mulți prieteni, dar acest prieten este un om în vârstă acum, un lucrător al Domnului, s-a pensionat, are 80 de ani, este foarte bolnav, însă imediat după ce s-a pensionat, am lucrat câțiva, vreo 15 ani cu dânsul în Statele Unite, imediat după ce s-a pensionat, m-a sunat la vreo 6 luni de zile și a spus, Lazar, așa îmi spun americanii, vreau să vin la tine. Vreau să vin să te văd. Că îmi place cu tine, până încă pot să umblu, până... Frate Rayburn, vă aștept cu mare bucurie. Ne-am uitat amândoi în agendă, eu în capătul din America, el în celălalt, pe coasta de est, și a zis, uite, eu în weekendurile acestea aș putea să vin. Și am zis, și eu sunt acasă în weekendurile acestea. Mi-a spus data când, a zis, vă luați bilet și eu vi-l decontez biletul, veniți, frate Rayburn, mi-o să sunteți ca un părinte spiritual pentru mine. Și mi-am zis așa, Lăzar, dacă vii, de data aceasta nu vreau să stau la hotel, vreau să stau la tine în casă, să pot să povestesc cu tine și să-i spui lui Magdalena când vin, soția mea, să fac o mămăligă bună. L-am învățat să mănânc mămăligă. Bine, frate Rayburn, m-am dus, l-am luat de la aeroport, am venit acasă, soția a pregătit o mămăliguță bună și stăteam la masă și mâncam. Și îmi spune fratele Rayburn, Lăzar, știi ce am pățit asta? Și nu știu ce ați pățit, fratele Rayburn. Deci am venit și pe când să ajung la poarta avionului ca să intru în avion, s-a anulat zborul. A fost o furtună mare în Atlanta. Din Atlanta zbura la noi în Los Angeles. 5 ore cu avionul, distanțele sunt mari în America. Și a spus,
pe toți ne-a pus să stăm în rând ca să ne redirecționeze cu alte zboruri, că așa se întâmplă când se anulează unele zboruri. Și a spus, eram stat la o codă lungă. Stăteam liniștit, am zis, băi, ce-o fi, o fi, dacă pot mă duc, dacă nu, nu mă duc. Și poate zice, am stat 5-7 minute, n-am fluierat, n-am cântat, n-am zis nimic. Am stat liniștit și aștept să-mi vină și mie rândul acolo în față. Și după această perioadă de timp de așteptare, dintr-o dată, omul din fața lui, spunea fratele Raymond, s-a întors pe mine și a zis, tu ești creștin, nu-i așa? Și a zis, da, sunt. Și te-am simțit, domnule, că m-ardea în spate. S-a tulburat dracii din el, știți? A fost deranjat, e un om al lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să simtă cine suntem. Dar nu vor vedea cine suntem dacă ne etalăm pozițiile, ne etalăm, știu eu, puterea, influența. Aceasta nu ne ajută. Femeile, donând bucățica aceea de aramă lustruită, oglinda lor, un lucru lipsit de valoare, să spunem, au renunțat la gloria lor și au renunțat la sine. Când nu renunți la gloria ta și nu renunți la sine, pățești ca și acest american. Statul Texas, în Statele Unite, este un stat foarte întins, are stepe multe și de aceea una din industriile statului Texas este creșterea de animale. Au niște vaci speciali, niște coarne lungi. Dacă ați mâncat vreodată grătar din acesta american, Angus, spune. Este cel mai gustos grătar care se vinde în marile restaurante americane și în lume. Am văzut că și la București este acum, la Vaca Mu, dacă vă duceți, la restaurant este Angus beef. Și povestea acest fermier, zice, într-o zi a venit la mine un inspector federal și a zis, ni s-a spus la noi la centru că n-ai declarat mărimea fermei tale, câte vite ai, ca să te eschivezi cu taxele, cu impozite. Și fermierul i-a spus, domnule, eu nu-mi vând cinstea pe un bou, domnule. Eu am declarat totul. Poate să vină guvernul să-mi numere vacile, tot ce am aici. Că nu că cine ne-a informat pe noi știe bine. Și a spus, domnule, aveți mandat să mă verificați, să mergeți să numărați? Și a spus, n-am mandat, dar uite, legitimația mea, și-a arătat legitimația aceea federală, semnul puterii, asta îmi dă dreptul să te verific. Domnule, dacă ai timp și crezi că poți, du-te acolo și verifică. A sărit el peste gardul unde era împrejmuite o turmă mare de vite și cum a sărit gardul, a văzut un taur din acela, așa. Și când l-a văzut taurul și i-a simțit mirosul, s-a luat după el. Și a fugit, n-a știut acum pe unde să iasă de acolo. Și a început să strige la fermier, scapă-mă, scapă-mă, vină și oprește. Fermierul, mai hâtru așa, a zis, auzi, arată-i legitimația. Dacă aia îți dă putere. Putere omenească, poziție omenească, talent omenesc. Aceasta sunt bune dacă sunt subordonate lui Dumnezeu. Nu sunt subordonate lui Dumnezeu. Nici în familie soția nu face lucru bun, nici soțul nu face lucru bun. Totul trebuie subordonat în Hristos, pentru că Biblia și spune, supuneți-vă unii altora în Domnul. În Domnul. Trebuie să asculți de soție, trebuie să asculți de soț. Trebuie să asculți de soție încoată, trebuie să asculți de soț. Și știți bine, pentru că dacă nu ascultați de soție, cine știe ce se întâmpla. Au renunțat la sine, au dat dovadă de respect pentru cuvântul Domnului, au dat dovadă de unitate femeile acestea, pentru că în cuvântul Domnului, exemplu, Exod 25:2 spune, vorbește copilul lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar. Aramă. Menționează și aramă. Nu au avut altceva femeile acestea. Avem o oglindă. Frate Moise, atât avem noi. Putem să dăm și noi pentru Domnul.
Așa trebuie să se întâmple și în biserici. Facem colecte pentru, mă rog, o cauză, pentru un scop special. Păi se dea fratele Vasile. Eu nu vă cunosc care ce bezuri aveți, dar poate că dânsul e mai bogat, că e capitan. Că el e businessman. Eu n-am ce să dau. Întrebarea este ce ai? Ce ai? Știi de ce nu dai? Pentru că încă e șarpele acolo. Este șarpele în dolarul tău, este șarpele în euro, este șarpele în banul tău. Ia scoate-l de acolo și vei vedea că poți să dai. Și poți să faci ceva frumos și glorios pentru Dumnezeu. Primul lucru a fost să vedem sacrificiul acestor femei. În al doilea rând, Salvatorul și femeile. Uitați-vă în Exod 30, 18-21. Să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă, pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să-și spele în el, să se spele Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Lucrarea acestor femei este o lucrare care simbolizează lucrarea Salvatorului Iisus Hristos. Ligheanul acela de aramă, făcut din oglinzile lor, din bucățelele acelea de aramă șlefuită, topit acum și turnat un lighean special. Avea rolul să spele marele preot și preoții, ca să poată să facă slujbă la cortul întâlnirii în vederea ispășirii lui Israel. Și slujba femeilor a fost una care să zugrăvească pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost și este singurul în univers. Nu Allah, nu Mahomed, nu Buddha, nu Confucius, în ciuda corectitudinii politice contemporane, când toate religiile sunt pașnice, numai umblă și cu centură pe ele. Singurul care e Domnul Păcii este Iisus Hristos. Singurul care are pace este Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne învață să urâm pe semenul nostru, dimpotrivă, așa cum au cântat frații înainte, binecuvântați și nu blestemați. Nu ne învață să facem rău semenului nostru, ne învață dimpotrivă să binecuvântăm pe cei ce ne fac rău. Nu ne învață să ne încingem și să mergem să ne explodăm. Dimpotrivă, s-a încins el și a murit pentru noi. Lucrarea lui de curățire a fost aceasta, a renunțat la toată gloria lui. Dacă Dumnezeu mă ajută, în felul în care v-am văzut că ați cântat și ați vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos în cântare și în prezentarea de aici, mâine dimineață, dacă mă ajută Domnul, voi avea un mesaj special pentru dumneavoastră despre copilăria Domnului Iisus Hristos, pentru că suntem tot la tema de familie. Și am să vă spun lucruri pe care sunt convins că nu le-ați auzit niciodată. Eu nu le-am auzit până la vârsta aceasta de 62 de ani, abia acum de sărbătorile de iarnă. În toate studiile mele doctorale n-am auzit ce am putut descoperi acum în sărbătorile de iarnă. Ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos și de ce a fost așa de iubit de Tatăl Ceresc? Renunțarea lui la sine a fost să renunțe la gloria cerului, să se coboare într-o lume primitivă. Câteodată vorbeam cu soția și ziceam, de ce o fi ales Domnul Iisus Hristos să se întrupeze, să se nască pe vremea aceea primitivă a Imperiului Roman? Să umble desculț? Dacă se năștea în vremea noastră măcar, că măcar avem mașină și purta cineva cu mașină. Dar atunci și un măgar trebuia să-l împrumute și nu avea mulți, nici un măgar. Dar așa a ales el. Pentru că el s-a dezbrăcat de sine, spune Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, Filipeni 2:5-7. S-a lepădat de sine, s-a golit de sine, de toată gloria, de toată măreția, de toată puterea. Cu ce scop? Ca să te poată curăța pe tine, de păcat și pe mine. Femeile, prin lucrarea lor, au arătat ce poate să facă Salvatorul Iisus Hristos pentru noi. Au renunțat la ele, la gloria lor, ca preoții și marele preot al timpului să se spele, să se curețe, nu cumva să intre în cort după rânduiala pe care Dumnezeu a dat-o și să moară. Dar Iisus Hristos a venit și a murit ca să ne poată curăța pe noi, să ne poată spăla pe noi, să ne poată transforma pe noi. Lucrarea Lui
Este o lucrare despre care una din cântările noastre spune: n-are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Sunteți de acord? Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. El a venit să mântuie, a venit să ne facă oameni noi, să ne facă mai buni, a venit să ne dea un sens nou vieții noastre. Și sensul acesta nou al vieții să se vadă în primul rând în familie. Pentru că exact cum vă spuneam dimineața, o familie bolnavă înseamnă biserică bolnavă. Familii nesănătoase însemnează biserică nesănătoasă. Familii nesănătoase, biserici nesănătoase însemnează societatea bolnavă. Ceea ce poate vindeca societatea contemporană este familia lui Dumnezeu, este familia creștină. Oamenii se cred mari și tari în societatea din afară. Guvernanții se cred că sunt mari și au soluții, măcar că se văd neputincios să aducă soluții la crizele lumii contemporane. Dar lumea aceasta, dacă încă stă în picioare, stă din pricina bisericii. Pentru că biserica este sarea pământului. Și dacă încă prezervează ceva pământul acesta și încă este milă dumnezească ca să mai stăm în picioare, este datorită sfinților pe care Dumnezeu i-are pe pământ. Deci haidem, începând cu casele noastre, să fim oameni aceia de care se poate folosi Dumnezeu. Să fim în adevăr sare, să fim oameni care să dăm gust lumii și oameni care să putem să slujim la prezervarea acestei lumi. Femeile încă o dată au vorbit despre Salvatorul Iisus Hristos și ele au această slujbă să lucreze la mântuire, la mântuirea fiilor, soțiile, mamele, la mântuirea soților lor dacă sunt nemântuiți. De exemplu, ele pot să aducă mântuire și pace în familie, 1 Petru 3 cu 1 la 2. Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, adică sunt nemântuiți, să fie câștigați fără cuvânt, nu prin ornamente de aur, prin bijuterii, ci să fie câștigați și prin purtarea soțiilor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Iată un rol important. Apoi, femeia, renunțând la gloria ei, aduce respect din partea semenilor. Cine renunță la gloria lui, își aduce respect. Uitați ce spune Iov. Ochiul care mă vedea, mă lăuda. Dar de ce? Pentru că ajuta pe sărac, Iov 29 cu 12a. Sprijinea orfanul, binecuvânta pe nenorocii, slujea de bucurie prin ajutorarea văduvei, săracului și orfanului, se îmbrăca cu dreptate, se acoperea cu neprihănire, era ochi pentru orb, era picior pentru șchiop, era tată destituților, apăra pe străini. Și acum el este în necaz. Dar pentru că și-a păstrat sfințenia și demnitatea în necaz, Dumnezeu i-a dat înapoi îndoi. Ai dat o oglindă pentru că atât ai avut. Doi bănuți pentru că atât ai avut. Un pumn de făină și ai făcut o plăcintă și ai împărțit-o cu un străin. Atât ai avut. Dumnezeu binecuvintează casa aceea. Dumnezeu binecuvintează casa aceea. Nu există să lase Dumnezeu pe copiii lui să moară de foame ori să comită fapte necugetate. Nu lasă. Altfel și-ar dezonora caracterul și-ar dezonora cuvântul. Sfânta Scriptură spune foarte clar: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Și Dumnezeu face lucrul acesta. Când renunți la gloria ta și lucrezi cu Mântuitorul Iisus Hristos, este o încurajare pentru sfinți. Psalmul 52, versetele 1 la 5 vorbește despre lucrul acesta. Zice: cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de cel rău zicând: iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bezuia pe răutatea lui. Oamenii care uită de Dumnezeu și Dumnezeu o să le întoarcă spatele atunci când ar vrea să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu. Femeile au dat dovadă de sacrificiu și au dat dovadă de lucrare cu Salvatorul lor, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și apoi este al treilea lucru: spiritualitatea femeilor. Spiritualitatea femeilor. Spune: din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii.
frașesurilor, doamnelor și domnilor, femeile acestea care slujeau la ușa cortului întâlnirii nu erau femei limbute, nu erau femei guralive, nu erau femei bârfitoare, nu erau femei care să facă probleme, ci erau femei spirituale. Erau femei spirituale. Și Biblia nu uită să spună lucrul acesta, că femeile care făceau slujbe la ușa cortului întâlnirii au renunțat la gloria lor, la oglinda aceea mică, ca să se facă obiectul acela pentru templu. Spiritualitatea în Scriptură sau evlavia se vede în viața de rugăciune. Psalmul 32 cu versetul 6, un pasaj cunoscut de noi. De aceea orice om evlavios, orice om evlavios, să se roage ție la vreme potrivită. O mamă sfântă se roagă pentru casa ei. Un tată sfânt se roagă pentru casa lui. Se roagă pentru copiii lui. Avem și un nepoțel prin harul Domnului, are 4 ani și jumătate. Îl încercăm de multe ori, pentru că soția îngrijește de el, îl încercăm de multe ori să vedem ce reacție face. Și noi avem un obicei în casă, noi nu ieșim din casă, soția cu mine și copiii noștri, avem 2 băieți, noi nu ieșim din casă până nu ne rugăm întâi. Chiar dacă am fugit mai până la colț să facem o cumpărătură, ne-a trebuit o pâine. Când ieșim din casă, noi ne rugăm. Și am învățat și nepoțelul să facă același lucru. Și unii ori încercăm să vedem ce reacție are. Hai că ne grăbim, hai că ne grăbim. Dar imediat strigă. Bunu, bunu, tu nu te-ai rugat? Tu nu te-ai rugat? Îmi crește inima. Îmi crește inima. Pentru că dacă a văzut această pildă și nu poți să înveți pe nimeni mai bine, poți să-i predici la un om de 100 de ori și îl enervezi. Îl faci mai rău. Predică-i cu faptul. Dă exemplu personal. Predică-i soțului cu purtarea ta frumoasă. Predică-i soției cu purtarea ta frumoasă. Predică părinților cu un exemplu personal. Ca nu cumva, nu cumva copiii să te copieze. Frate Trandafir Șandru, care a fost lider în cultul pentecostal, ne povestea că într-o iarnă așa friguroasă cum e acum, s-a dus să viziteze niște familii. Și s-a încurcat prin București, acolo unde a căutat adresa pe care o căutat el. Și a văzut un copil așa, foarte subțire îmbrăcat pentru frigul de afară. De asemenea, murdar. Și a zis, măi, băiat, ia vină încoace. Tu cunoști locul ăsta de aici? Da, le cunosc, a spus. Dar tu al cui ești? Al dracului, bre. De ce vorba e asta? Și unde locuiești? În iad, bre. Și frate, s-a făcut miră de el și a zis, ceva nu-i bine cu copilul acesta. Și a zis, uite, eu vreau să te ajut pe tine, vreau să-ți dau niște bani, să te duci să-ți ai ceva. De ce vorbești așa? Cine-i tatăl tău? Dracu. Păi cum, mă? Păi zice, tatăl meu, zice, este un bețiv, o bate și pe mama și pe mine în fiecare zi. Și când îl vede mama pe geam că vine acasă, zice, iară vine dracul ăsta acasă. Și copilul a rămas cu aceasta, că el este copilul dracului. Și zice, vine iar acasă și e un iad casa noastră. De aceea el locuia în iad. Românii au dat cel mai frumos nume urmașilor lor. Copii, de la copie. Copii, de la copie. Pentru că ei te copiază. Ei ne copiază. Și copiii văd. În spiritualitatea aceasta a femeilor se vede prin faptul că erau femei evlavioase, se rugau. 2. Făceau fapte sfinte. Neemia 13 cu 14. Adu-ți aminte de mine, Doamne Dumnezeule, și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu. Este cu neputință să ne numim copiii lui Dumnezeu și să nu facem fapte bune, fapte sfinte. Și încă o dată, când ne gândim că facem fapte, să nu credem că faptele acestea trebuie să fie fapte mari, mari.
pe care nu le putem face. Femeile acestea încoate și-au dat oglinda. O faptă mică, dar care vorbește mult. Și faptele noastre pot să fie multiple, multiple. Mi-aduc aminte că acolo la Cluj, unde a locuit soția, pe strada soției, era o femeie bătrână. Când eu am curtat pe soția și ne-am căsătorit, avea 75-78 de ani. Și biserica era în casă la părinții socrii. Și când mă duceam acolo, venea sora aceasta bătrână și avea șorț. Și venea așa cu șorțul, știam că avea ceva sub șorț. Venea și zicea, frate Lazar, tu ești omul lui Dumnezeu. Când vii aici, aud frații și vin să umple de frații aici la mine. Și apoi toți musafirii merg la voi, la mama socră. La mine nu vin că-s bătrână și le-e rușine de mine să vin la mine. Și pentru că vin toți la voi, eu nu pot să stau cu inima să nu fac ceva. Uite, am adus aici 5 ouă proaspete. Poate faceți ceva de mâncare pentru musafiri. O bucată de slănină. Dar asta de fiecare dată, nu o dată, de fiecare dată. Era slujba ei, era fapta ei. Era fapta ei. Și lucrul acesta parcă mă umplea de putere. Am povestit-o în București, vreau să vă povestesc și aici. Femeia aceasta cu soțul ei mi-a dat o lecție de slujire cum nu mi-a mai dat nimeni în felul acela. Eram student la București și m-am dus în vacanță acasă. Soția era însărcinată cu primul nostru copil, era în luna a șaptea, pierduse două sarcini și avea probleme cu sarcina. Și acum era mai mult în spital decât acasă, știți? Pe vremea lui Ceaușescu era atunci concediu medical, parcă spunea așa cumva, îți dădea 50-60% din salar și ăia erau banii care aveam în casă. Când eu m-am dus acasă, în prima săptămână de vacanțe, am dus 5 musafiri cu mine, pentru că așa am fost învățați acasă, în familia mea, de 9 copii, în familia soției, de 12, am fost învățați să iubim pe Domnul și să fim primitori de oaspe, să ajutăm pe orice necăjit. Și acum, la țară, mama n-a vrut să meargă la oraș niciodată, locuiește singură, are 84 de ani. Musafirii cât se duc la biserică, mă refer la păstori cu soțiile lor, unde se duc? La sora Marie, la mama, acolo stau. E singură, are grijă de musafiri. Asta este dragostea ei. Și când a plecat și ultimul musafir din săptămâna aceasta, prima de vacanță a mea, vacanță de vară, soția mi-a zis, dragul meu, după ce am făcut ordine în casă, să știi că nu mai avem niciun ban în casă. Dar când spun niciun ban, niciun leu, dragă, să mai cumpărăm o bucată de pâine. Ce ne faci? Ce să facem? Nu știu altceva, draga mea, decât să ne rugăm Domnului, că eu nu știu altceva. Eu nu aveam salar, că eram student, soția era mai mult în spital și ceva bani de concediu și tot. Mai sunt 3 zile până primesc bani de concediu medical, dragă. Și până atunci nu știu cum ne descurcăm. Hai să ne rugăm Domnului. Sau ne-a rugat Domnul. Și pe ce? Ne-a ridicat la rugăciune, soția a zis către mine, dragă, cred că Domnul mi-a vorbit, am găsit soluția. Care? Zice, uite cum e. Ai venit de o săptămână în vacanță, n-ai văzut nici pe frații tăi, n-ai văzut nici pe frații mei. Așa că într-o zi mergem la frații mei, într-o zi la frații tăi și am rezolvat problema. Avem ce mânca și avem ce ne trebuie. Și ca să nu-mi supăr soția, că eu iubesc soția, am zis, ok, dragă, dar începem cu frații tăi prima dată atunci. Și zis și făcut. Ne-am hotărât să ne ducem la unul din frații mei, îl cheamă Tori. Dacă ați fost prin Cluj, este dirijorul de fanfară din Biserica Mare din Carpați. Am coborât în stradă să mergem la troleibus, era cald, era iunie. Și așteptam să vină troleibusul. Aveam două bilete de acelea de troleibus, cum era pe vremea aceea.
Ma știți că s-a luat curentul mereu și trebuia să schimbi mașinile. Soția era foarte rău cu sarcina, în luna 7 nu putea să meargă pe jos. Și stând în stație și așteptând să vină troleibuzul, a venit un copil la noi. Era din etnia dumneavoastră, că după vorba mi-am dat seama. Nini, dă-mi un leu. Nu pot să văd un copil care îmi cere un leu sau ceva să le fuz. Eu nu pot refuza un copil, vă spun. Am căutat repede prin buzunar. Știam că n-am bani, dar automat. M-am căutat să... Poate că găsesc ceva. N-am găsit. Și atunci am căutat în geanta soției, ce n-am făcut niciodată până atunci. Și vă sfătuiesc, nu căutați în gențele soției. Și ispita. Am găsit un leu. Unul singur. Un leu. Mi-am zis eu așa. A venit cel rău și a început să vorbească cu mine. Dar dacă se ia curentul, ce faci? Că n-ai bani de taxe, n-ai bani de nimic. Cum ajungi tu cu Magdalena în Mănășturi, în cartierul celălalt? Era celălalt capăt al orașului. Și am zis, mă, așa o fi. Și am zis la copil, ce vrei să faci cu leu, mă? Eu să-mi iau un ghețat în nene. Fugi, mă, că nu ți-l dau, că nu mă ăsta la mă. Nu ți-l dau. A zis copilul ceva și s-a dus. Când a plecat copilul, frați și surori, domnilor și domnilor, eu sunt un om educat și nu vorbesc alucinații, vă vorbesc adevărul cu frică de Domnul. Am auzit o voce în spatele meu care mi-a vorbit în felul următor. Lazare, de ce nu împlinești ce predici? Recent ai vorbit de văduva săracă care avea doi bănuți și ai spus că i-ai dat pe amândoi. Tu ai unul singur, tu de ce nu l-ai dat pe al tău? M-am uitat în stație, am zis, mă, m-a văzut cineva și m-am făcut de râs. Că știți, până, să nu te vadă cineva să te faci de râs. Nu era nimeni în stație, frații mei, eu și soția. Am întrebat pe soție și am zis, dragă, tu ai auzit pe cineva vorbind? Și mi-a zis, nu. Atunci am înțeles că mi-a vorbit Domnul. N-am mai avut nicio îndoială. Și vă spun cu frică de Domnul. Am fugit după copilul acesta, l-am ajuns, i-am dat leu, numai să am pace. Numai să am pace. Și am venit înapoi și soția a zis, ce e cu tine, dragă? Te comporți foarte ciudat. Și am zis, nu pot să-ți spun că mi-e frică. Și am plecat. Nu s-a făcut pană de curent, am ajuns la Tori, la cumnatul meu. Dar pe când am ajuns la el, nu era acasă. Nu era acasă. Și am zis către soție, dragă, nu-ți face probleme, oricum avem cheie de la apartament. Deci intrăm în apartament, te odihnești o jumătate de ceas și apoi mergem la sorota, că stă aproape, frații mei stau mai departe. Și am intrat în casă. N-am stat poate 10 minute și a sunat sănăria. M-am dus și am deschis un alt cumnat, Neluțu. Oh, ce bine îmi pare să te văd, ne-am îmbrățișat, s-a ridicat și soția, am îmbrățișat pe sora lui, pe soția mea. Și a zis, sunt așa de supărat pe voi, mai ales pe tine, Lazar. De o săptămână ai venit de la București și n-ai venit tu să ne vezi nici pe noi. Am auzit că nici pe la frații tăi n-ai fost. Ce treabă e asta? Și am încercat eu să-i explic că, măi, n-am putut, am avut oaspeți, am avut 5 musafiri și n-am avut cum. Și stăteam numai într-o cameră în vreme ce. Așa că toți am stat într-o casă, toți am dormit într-o cameră. Să nu crede cineva că m-am născut pe pad de argint. Și în timp ce povesteam cu el aceste lucruri, Neluțu și-a băgat mâna în buzunar și a scos 100 de lei. Și a zis, ia 100 asta. Și a spus, Neluțu, nu iau pentru că știi că eu n-am bani să-ți dau înapoi. Magdalena mi-a spus că numai peste 3 zile e ceva bani de concediu medical. Eu student, eu n-am bani, nu vreau să împrumut bani, că nu vreau nici să se ducă veste că eu iau bani și nu-i dau înapoi. De asta nu-mi trebuie. Și mi-a zis, păi ăștia nu-s banii mei, ăștia-s banii tăi. Cum să fie banii mei? Ți-a dat Magdalena banii împrumut? Nu cred. Și a spus, nu, ăștia-s banii tăi. Păi bine, explică-te cum-s banii mei. Și auzi ce îmi spune. Păi astăzi m-am hotărât să vin să vă văd. Pentru că nu m-aștepta să vă văd. Dar am știut că voi nu sunteți acasă, de aceea am venit direct aici la Tori. Ceva în mine mi-a spus, Lazar și Magdalena nu sunt acasă. Și zice, în timp ce
veneam să mă duc la autobuz, să vin la voi, am trecut pe lângă casa sorei Safta, despre care v-am spus, care vine cu ouăle sub șurț. M-a văzut și a zis, Neluțule, Neluțule, stai un pic, așa e că te duci să-l vezi pe Lazar și pe Magdalena. Și a zis, da, chiar la ei mă duc. Stai un pic, Neluțule. Și a fugit bătrâna, m-am vorbit el, a fugit bătrâna în casă, cum a putut mai repede, și a venit cu suta asta. Și a zis, Neluțule, ia suta asta și dă-o lui Lazar și lui Magdalena, că n-au bani de pâine în casă. Și Neluțul mi-a spus și a zis, soră Safta, dar dacă n-au bani de pâine în casă, doar el are 9 frați. Magdalena, noi suntem 12, le cumpărăm noi, dar nu se lăsăm să moară de foame. Neluțule, nu au bani de pâine în casă. Dar de unde știi dumneata? Te-o sunat? Că nu era un celular. Nu m-a sunat. Păi dar cum știi, Neluțule? Eu sunt femeie bătrână. Gavrila meu, că și-o chema pe soță. Tot așa. Noaptea noi nu prea putem să dormim. Și asta noapte ce m-am sculat la ora 3 cu Gavrila meu și ne-am pus pe genunchi. Și la ora 5 dimineața, deci au stat de la 3 până la 5 dimineața, ne-am pus pe genunchi și la ora 5 dimineața Domnul mi-a arătat o vedenie. Și am văzut o casă și Domnul m-a întrebat, ce vezi? Și am întrebat, spunea sora, și văd casa lui Lazar, unde stă Lazar. Și ce Domnul mi-a zis, uite-te pe masa lui și spune-mi ce vezi pe masa lui. Și m-am uitat pe masă, Neluțule. Și nu, am zis, Doamne, nu este nimic pe masă. Și Domnul mi-a zis, ai văzut bine, vezi, robul meu n-are bani de pâine în casă. Din sărăcia ta, erau bătrân de aproape 80 de ani, din sărăcia ta iei 100 de dolari și mâine dimineață îi trimiți la robul meu bani de pâine în casă. Când a spus lucrul acesta, vocea care mi-a vorbit în stradă, mi-a vorbit din nou, am auzit-o numai eu. O voce profundă, mai puternică decât basul meu. Și vocea mi-a zis așa, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Mi-a dat Dumnezeu o lecție pe niște oameni bătrâni care au stat lângă Domnul și care m-au învățat să mă încred în Domnul, să mă încred în puterea Lui, în cuvântul Lui, în caracterul Lui. Și în Domnul te poți încrede. De aceea, dacă ai numai o oglindă, dacă ai un lucru care ții mult la el, nu lăsa să stea șarpele în el. Lasă pe Domnul să scoată zgârcenia de acolo, lasă să scoată Domnul lăcomia, lasă să scoată Domnul ura, lasă să scoată Domnul orice este urmă din șarpele cel vechi, din diavol. Și pune lucrul acela în mâna lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ai pus în mâna lui Dumnezeu, așa cum zice David, cu Dumnezeul meu mă arunc împotriva unei uștiri înarmate. Cu Dumnezeu facem minuni. Femei și oglinzi. Ce poți tu să faci pentru Domnul? Te-ai gândit ca soție, ca fiica lui Dumnezeu, care Dumnezeu ceva pentru tine? Iată un sacrificiu enorm. Renunți la gloria ta. Iată salvatorul din lucrarea ta. S-au curățat preoții prin fapta ta, dar mai ales prin trăirea ta, se poate curăța soțul, se pot curăța copiii și pot învăța legea lui Dumnezeu. Și apoi, uite-te la spiritualitatea pe care poți să o arăți. Nu că ești mai sfântă decât alții, cum este vorba populară, ci pentru că Domnul a spus, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Asta este secretul. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Vrei să se poată folosi Dumnezeu de tine? Vrei să se poată folosi Dumnezeu de casa ta? Să nu mai spui, cum este o cântare, nu știu cine a compus cântarea aceasta, pentru că eu aș scoate-o din harfele bisericilor. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, sunt săracă. N-ai ce-i da lui Dumnezeu? Nu cred. Nu cred. Dacă nu-i poți da o bucată de pâine lui Dumnezeu, împărțindu-o cu un copil homeless de pe stradă, dă-i lui Dumnezeu o rugăciune pentru oamenii lui. Dă-i lui Dumnezeu timpul tău. Du-te la casa Domnului și fă ceva acolo. Voluntariază ceva. Du-te într-o familie unde sunt mai mulți copii și spune-i soțului și soția aceia, eu am venit cu ai mei trei, pe lângă ai voștri opt sau cât sunt,
Lasă-mă că stau eu cu ei o zi. Mergeți voi și ieșiți puțin până la parc să fiți împreună și voi doi singuri. Poți să faci ceva. Nu există să nu poți să lucrezi pentru Dumnezeu. Nu există. Și acesta este secretul, fraților. Cu cât te implici mai mult în lucrul Domnului și te încrezi mai mult în El, cu puținul acela pe care tu l-ai și de care dispui, când Dumnezeu scoate șarpele din lucrurile pe care le posedăm și te umple cu Duhul lui Cel Sfânt, devin mâna lui Dumnezeu, toiagul lui Dumnezeu. Și cu acest toiag al lui Dumnezeu putem să-L batem pe cel rău. Atunci poți să spui, mai tare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Și mă rog Domnului ca familie dumneavoastră să fie familii tari. Familie în stare să se sacrifice, familie în stare să trăiască în sfințenie și să familie în stare să lucreze cu Salvatorul, să fie lucrători împreună cu Domnul. Amin?